o viespe și o buburuză au găsit un butoiaș cu miere și au hotărât să-l împartă. Viespea, care era foarte isteață, i-a zis buburuzei care era mai înceată la minte. Vom ascunde butoiașul și când vom mânca mierea, o vom face împreună. Astfel vom mânca jumătate-jumătate. Buburuzei s-a părut propunerea corectă și a fost de acord. Dar noaptea, viespea s-a dus la butoi, a mâncat jumătate și apoi au uns-o pe buburuză care dormea cu miere. A doua zi dimineața, prefăcându-se supărată, i-a zis Ai mâncat azi noapte pe ascuns jumătate din miere!" Buburuza s-a jurat că a dormit, dar când s-au dus la butoi, au constatat că era pe jumătate gol. Atunci Buburuza hotărât să nu doarmă și să stea de pază noaptea aceea cu ochii pe viespe deodată i-a trecut prin minte că poate cineva descoperise ascunzătoarea lor și se îndopa cu miere. Așa că s-a dus la butoiaș și s-a plecat să se uite înăuntru. În acel moment a apărut viespea și i-a zis Te-am prins! Vezi că mănânci pe ascuns? Jumătatea asta este a mea, căci pe cealaltă ai mâncat-o tu ieri!" Și acestea fiind zise, a mâncat și cealaltă jumătate în timp ce buburuza, flămândă, nu înțelegea ce se întâmplase de fapt.